Aș vrea să discutăm și despre situația din Partidul Național Liberal. Îmi amintesc că la începutul anului dumneavoastră ați făcut un apel și ați vorbit despre necesitatea unei împrospătări a imaginii partidului. Vă citez. La ce v-ați referit mai exact? O schimbare de conducere? Știm că va avea loc un congres, ce înțeleg, în septembrie. Deci, acea postare a intervenit după ce Partidul Național Liberal, care conducea în toate sondajele de opinie, până la alegerile parlamentare, din păcate n-am câștigat alegerile parlamentare și le-am pierdut. Le-am pierdut, deși am avut un guvern care, din punctul meu de vedere, a performat. Am avut miniștri foarte buni, am avut pe Nelu Tătaru, Violeta Alexandru, pe Marcel Vela, Virgil Popescu, Bode, Lucian, Marcel Boloș. Părerea mea, miniștri foarte, foarte buni, care au reușit împreună cu premierul Orban să gestioneze, spun eu, foarte bine acea perioadă. Numai că, vedeți dumneavoastră, au fost și măsuri care ne-au costat, pentru că cu două luni înainte Partidul Național Liberal înregistra un scor de 34% votul politic la Consiliul Județean, adică asta arată forța aleșilor locali și practic am ieșit pe primul loc în România, deși PSD-ul avea cu 500 de primari mai mult decât noi. În schimb, am decontat măsuri nepopulare luate de guvern, cum a fost situația de închiderea școlilor, de închiderea piețelor, care de fapt nu a fost închiderea piețelor, dar asta s-a dus și asta a înțeles lumea și de aici a plecat o stare de nervozitate destul de mare, cu practic fieful principal al Partidului Național Liberal Ardealul a fost complet carantinat în perioada alegerilor, în perioada campaniei. În timp ce în Moldova și în Sud, unde există un electorat preponderent de stânga, s-au putut desfășura cei de la PSD și, din punctul meu de vedere, s-au făcut greșeli. Și am spus treaba asta în interiorul partidului la momentul respectiv, să știți, nu o spun acum. Am atras atenția că sunt lucruri care au fost, care trebuiau îndreptate, referitoare la pregătirea alegerilor, la structură, la mesajele de campanie. Însă echipa de campanie le-a ignorat. Echipa de campanie le-a ignorat și acum le spun foarte multor colegi, amintiți-vă acea discuție în care v-am atenționat. Și am spus asta și lui Ludovic Orban, și lui Rareș Bogdan, și lui Sighiartău, lui Robert. Nu pot să zic că a reacționat într-un fel, în sensul că, sigur, eu am cerut și o analiză pe aceste alegeri, pentru că din punctul meu de vedere s-au făcut greșeli nu neapărat personale. Deci au fost odată erodarea de pe măsurile luate de guvern, au fost după aceea greșeli ale staffului de campanie și aici mă refer la întregul staff de campanie, staff de campanie era Ludovic Orban, Rareș Bogdan, Robert Sighiartău, Raluca Turcan, Alina Gorghiu, adică sunt oameni care împreună au luat decizii acolo și care au rupt în mare parte, din păcate, în acel moment o consultare reală cu baza partidului. Adică au luat decizii de capul lor, spuneți dumneavoastră? Eu spun că mai degrabă nu s-au luat decizii, ceea ce e mult mai rău. Ceea ce, din păcate, e mult mai rău. Iar lucrurile astea ne-au costat. Vă repet, eu am atras atenția asupra acestor lucruri în interior, când exista foarte mult entuziasm, foarte multă veselie. La momentul respectiv, când am atras acest semnal de alarmă, poate că unii s-au uitat așa mai ciudat. Dar, din păcate, am avut dreptate și îmi pare rău că am avut dreptate, pentru că nu doream, de fapt, decât să-i conștientizez pe colegi că lucrurile nu sunt chiar așa de minunate, cum se vede situația roz din Modrogan, și că în țară lucrurile stau mult mai dificil. Spuneați dumneavoastră că ați cerut o analiză pe rezultatul alegerilor parlamentare. Ați primit această analiză? S-a făcut o analiză? Această solicitare a avut loc, nu știu, săptămâna trecută sau săptămâna asta, când am avut birou executiv. Luni, da. Am solicitat această analiză pentru că, vedeți dumneavoastră, s-a făcut acel sistem paușal de repartizare a secretarilor de stat, adică practic fiecare județ a primit, și am spus că era normal ca aceste repartizări să se facă în baza meritocrației, a rezultatelor obținute, a competențelor și a oamenilor trimiși de către județe.
Dar asta nu puteam să știm exact decât dacă aveam o situație, cum să vă spun, o analiză în partid, pentru că mie nu mi s-a părut niciodată corect ca să-l pedepsesc pe ăla care câștigă, cum a fost cazul Clujului. Care n-au luat prefectura. Cazul Sucevei, cazul Aradului, cazul Albei. Îi pedepsești pe cei care îți câștigă alegeri și care îți ridică scorul la nivel național și îi compensezi pe cei care practic ți-au tras în jos partidul. Nu, nu, așa nu o să performezi niciodată, nu o să poți să fii un partid mare niciodată. Cum s-au făcut împărțirile dacă nu s-au făcut pe baza unei analize? Pe ce s-au făcut? Păi a fost o discuție între Ludovic Orban și președinții de organizații. Practic s-a pus pe masă ceea ce revine Partidului Național Liberal și a existat această împărțire paușală, adică toată lumea să ia câte ceva, indiferent că ai fost primul sau că ai fost ultimul. A, deci nu s-a ținut cont de rezultate la alegeri? De asta am și mai văd dumneavoastră presa, spuneți război în PNL, tabăra ardeleană. Nu, oamenii trebuie să înțeleagă că sigur există această frustrare când știi că tu... Noi la Alba am luat 38%. Partidul Național Liberal a luat 25%, nu știu, este al treilea scor pe țară. Eu, de exemplu, am câștigat la Alba Iulia, municipiu care a fost câștigat de USR în alegerile locale. E singurul loc din țară unde am reușit să bat USR-ul după ce au câștigat un municipiu. Pentru că muncim foarte mult și atunci, sigur, e ca la școală. Eu, când eram copil la școală, cei care învățau mai bine erau mai în față, cei care așa erau mai în spate, dar și cei din spate încercau să-i prindă pe cei din față. Chestiunea asta cu facem o repartizare ca să împăcăm pe toată lumea a fost mai mult așa în spiritul viitorului congres. N-are nicio legătură cu meritocrația. Dar aparent nu a împăcat pe toată lumea, că am văzut diverse reacții venite și de la Cluj. Astăzi mă uitam, președintele Alin Tișe e sunt supărați colegii pentru... Și eu vă spun, sigur, nu sunt de acord câteodată cu tonalitatea și cu... nici la Rareș nu mi-a plăcut acea expresie cu capul mare sau ceva de genul ăsta. Că i s-a umflat capul, cred că așa. Că s-a umflat capul, nici la Palintișe nu mi-a plăcut o afirmație cam brutală din punctul meu de vedere, pentru că de fapt se acoperă fondul problemei. Ei spun adevărul în fondul problemei, dar vedeți dumneavoastră, totul se duce pe aceste metafore. Și eu cred că va trebui să avem o discuție în anul Congresului în partid, pentru că, vă repet, Orban a vorbit foarte mult, Ludovic a vorbit foarte mult despre meritocrație, despre susținerea filialelor performante, că se ajutăm pe toți colegii, evident. Dar a spus întotdeauna, eu insist pe o competiție bună, pe meritocrație, a vorbit de treaba asta foarte mult în moțiunea de la Congresul din 2017 și da, chiar foarte mulți la colegi la momentul respectiv l-au crezut că s-a terminat cu genul ăla de politică care dusese Partidul Național Liberal la 21% și că lucrurile vor merge înainte. După alegerile locale au fost tăieri de capete. Capetele mai multor președinți au căzut. Au căzut capetele unor președinți care au luat 27% în locale și, de exemplu, nu s-a întâmplat nimic după parlamentare când unii au luat 20%. Unde e logica? Sau de ce dubla măsură?